Bună ziua, dragi elevi! Sunt Angela Zeamă și continuăm pregătirea noastră de examene. Suntem la lecția 5-a. Vom reactualiza în baza exemplelor folosite, selectate de mine, războiul rece. În felul acesta o să facem două lucruri odată. Reactualizăm cunoștințele, dar anume pe baza exemplelor din două teste, pretestare 2016, sesiunea de bază 2018. Ce avem aici? Reperele cronologice, care după cum ați observat, nu sunt în toate testele. Sursa B, C sunt surse în formă de text și avem sursa C. Totdeauna să fiți foarte atenți atunci când aveți sarcini legate de lucru cu o hartă. Mai avem un element de noutate, poate într-un fel care n-a fost mai devreme. La început este explicat un termen. Deci să fiți foarte atenți când aveți testul în fața voastră la toate momentele, semnele care sunt, fiindcă deseori răspunsul este pur și simplu din emoții sau din neatenție, nu observați acest lucru. Deci, ce avem noi? Studiază reperele cronologice, identifică două evenimente ce reflectă instaurarea de regimurilor democrațiilor populare. Democrațiile populare, acele regimuri care au fost instaurate de URSS în statele cu regimuri comuniste, este europene. Deci noi trebuie să căutăm aici informații care se referă anume la momentul cum, când se instaurează regimuri comuniste în aceste țări. Deci avem aici momentul câteva exemple. Vă rămâne numai să selectați cele mai oportune. Deci fie că 46 se proclamă Republica Populară Ungară, fie că 1947, știți că în ziua de 30 decembrie au avut loc două evenimente, abdică regele Mihai I și în seara zilei se proclamă Republica Populară Română, sau puteți să vă referiți la crearea Republicii Democratice Germane. În felul acesta, noi avem sarcina să numim două evenimente, autorii testului vă propun toate cele trei. Itemul 2. Frate mai mare. Să explicați semnificația sintagmei. Și la lecții v-am atras atenția asupra acestei sintagme, acestui termen, fiindcă termenul frate mai mare poate fi utilizat în două situații. Dacă ne referim la situația din URSS, deci frate mai mare în Uniunea Sovietică era numit poporul rus. Dacă ne referim la sintagma frate mai mare în contextul statelor est-europene, în cazul acesta, autorii se referă la sau se solicită referirea la Uniunea Sovietică, adică unde Uniunea Sovietică este un stat autoritar, își impune autoritatea sa statelor comuniste, modul său de conducere, modul său de organizare a vieții economice, politice, politica externă și iată în felul acesta, ca un frate mai mare, vine să învețe pe frații mai mici cum trebuie să trăiască. Iată din perspectiva aceasta. Deci, avem explicația termenului. 3. Identifică un text, o consecință a morții lui Stalin. Și dacă ne întoarcem la sursă, sursa B, vedem că moartea lui Stalin marchează un timid început de liberalizare a taberei sociale. În felul acesta, răspunsul îl găsim direct aici, în sursă. Itemul 4. Justifică utilizarea termenului disident. Deci dacă ne uităm atent, deci din punctul de vedere cum este abordat de Nicolae Ceaușescu, v-am atras atenție că aici avem explicația termenului disident, o persoană care are idei diferite. Și dacă ne uităm la ideile care le expune Ceaușescu în sursa C, liderul Republicii Socialiste România, vedem că Ceaușescu este nemulțumit de faptul că statele europene, armatele statelor comuniste europene au intervenit în Cehoslovacia. El o vede
de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la lupta pentru a-și apăra independența națională, pentru egalitatea în drepturi, ca un stat socialist, ca statele socialiste să încalce libertatea și independența a altui stat. Deci, în felul acesta, el este nemulțumit. De aceea și vorbim despre Nicolae Ceaușescu ca un disident, atunci când el vine cu tot cu altă opinie referitor la intervenția armatelor sovietice și nu numai sovietice, a celor cinci state care au intervenit în Cehoslovacia. Deci, în felul acesta, vedem că Nicolae Ceaușescu, într-adevăr, era un disident, ceea ce am vorbit și mai devreme la lecții, care a manifestat o politică deosebită față de autoritatea sovietică, adică s-a alăturat în cazul dat mai aproape de China. Demonstrează, utilizând harta, că democrațiile populare din Europa de Est au cunoscut revolte anticomuniste. Iată, avem lucru cu harta. Ce vedem aici pe hartă? În primul rând, pentru a da răspuns la acest item, scuzați, dragi elevi, dar trebuie să știți un pic de geografie, de aceea vă studiați, vă rog, și atlasul de geografie, fiindcă care este momentul? Noi vedem răspunsurile aici pe hartă. Ele sunt, iată, avem prin aceste steluțe, sunt evidențiate revoltele anticomuniste. Ce rămâne să faceți? Să recunoașteți aceste state. Ne referim la Republica Democrată Germană, ne referim la Polonia, Cehoslovacia și Ungaria. De ce să fiți atenți? Trebuie să numiți, să le recunoașteți pe hartă aceste state, să le numiți și mai departe trebuie să le fixați răspunsurile aici în acest item 5, adică prin steluțe sunt reprezentate statele care s-au răsculat în acea perioadă și au ieșit împotriva regimului comunist. Itemul 6, vorbim despre revolta anticomunistă din Cehoslovacia, după același algoritm care m-a referit la lecția trecută, adică cauze, desfășurare, consecință. Revolta anticomunistă din Cehoslovacia sau așa numită primăvara de la Praga, despre care am vorbit la lecție, dar care o vedem și aici în sursă, este menționată primăvara de la Praga din 1968. Deci, ce observăm aici? Cum putem folosi această sursă pentru a putea da răspuns la dată? Observăm în sursă un mare val de contestatari. Ea amploare în democrațiile populare. Popoarele sunt nemulțumite de faptul că Uniunea Sovietică își impune pe toate liniile dorința și politica și voința sa. Aceste popoare vor să meargă pe calea de independență. În felul acesta, la cauze, putem să formulăm aceste momente. Iarăși cauze, iarăși suntem atenți, avem două puncte pentru formularea cauzelor. Dacă ne referim la desfășurare, aici avem primăvara de la Praga, care are loc în 1968. Deci, vorbim despre evenimentele care ne închipuim loc. Ce au fost atunci la Praga? Au fost nemulțumiri, au fost revolte, oamenii au ieșit în stradă, au organizat proteste, au organizat mitinguri. Deci, încercăm să explicăm ce a avut loc atunci în 1968 la Praga. Și dacă ajungem la consecințe, deci ce se întâmplă, observăm că este strivită prin forță, dar forțele centrifuge nu se mai pot menține păstra sub controlul Uniunii Sovietice, dar observăm și în sursa aceea o idee, pătrunderea celor cinci țări socialiste în Cehoslovacia, care anume au avut ca moment esențial în ceea ce privește înăbușirea acestei primăveri de la Praga. Ea a fost înăbușită anume prin intervenția armatelor străine care nu permiteau
nicio opunere ideologiei comuniste. Itemul 7, acel item de creare care este specific pentru voi. Exprimeți opinia despre semnificația rezistenței comuniste. Deci, iarăși vorbim despre un item la care voi trebuie să dați acel răspuns în trei triepte, să spuneți ce credeți voi despre această rezistență anticomunistă și respectiv să formulați două argumente. Ideea voastră este un punct, cele două argumente sunt două puncte. Desigur că aceste mișcări care au avut loc în Europa de Sud-Est, care au avut loc în anume în perioada imediat după moartea lui Stalin, de ce anume atunci? Că în Uniunea Sovietică vine Hrușciov cu dezghețul hrușciovist, cu încercare de democratizare situației din Uniunea Sovietică, ceea ce în statele este europene nu are loc, dar și aceste popoare care trăiau în țările comuniste, este europene, vroiau și ele să tragă un suflet de aer democratic. Și nemulțumirea lor se manifestă prin acele răscoale care au loc în perioada respectivă. De ce demonstrează aceste mișcări? Că popoarele nu vor să se mai supună, că ele vor să pornească pe o cale independentă, singure să-și decidă soarta lor, singuri să ducă o politică internă, externă, independentă, vroiau libertate. Dar atunci Uniunea Sovietică era prea puternică și desigur că nici într-un caz nu ar fi permis separarea acestor state. Deci, iată aceste momente. Deci, la moment, Uniunea Sovietică este puternică, este rezistentă, este în stare să oprească aceste mișcări. Avem următorul test, sesiunea de bază 2018. Deci, dacă observați, cred că de aici o să înțelegeți de ce eu le-am luat, fiindcă, practic, găsim multe tangențe între ele, avem repere cronologice, avem acel discurs al lui Winston Churchill de la Fulton din 1946, care deseori era fost învinuit. Deci, anume, în acest discurs, noi observăm prima dată termenul care s-a folosit, cortina de fier, un simbol al, sau să zic o trăsătură, un simbol al războiului rece și iarăși harta. Aici pe prezentare o vedeți în color, din păcate pe testele voastre este alb-negru și poate este mai puțin vizibilă. Deci, itemul 1, trebuie să găsim două alianțe politico-militare. Fiți atenți, politico-militare. Fiindcă aici mai găsim câteva, dar autorii ne solicită anume cele politico-militare. Și în felul acesta vorbim despre crearea organizației Tratatului de la Varșovia, fiindcă CAIR-ul este o organizație economică, deci este organizat de NATO, cred că ați auzit că funcționează, există și în zilele noastre de astăzi, și avem organizația Tratatului de la Varșovia, UTV-ul, blocul militar al statelor comuniste. Și atât harta aceasta, ea este un simbol al războiului rece, fiindcă din start vă scoate în evidență partea albastră, statele democratice, membre ale blocului NATO, partea roșie, statele comuniste, cu regimuri comuniste, unde rolul fundamental a jucat Uniunea Sovietică, care erau membre ale organizației Tratatului de la Varșovia. Și această linie care se observă aici la intersecția acestor două tabere și este acea cortină de fier. Cortina de fier este o linie imaginară, o vedem pe hartă, în alte condiții noi nu avem posibilitatea, dar v-am spus și la lecție că avem posibilitatea, era și o cortină reală, să o numim așa, zidul berlinez, care era și simbol al cortinei de fier și totodată un simbol al războiului rece. Nuanța verde scoate în evidență Iugoslavia, care știți că permanent a dus o politică puțin deosebită față de Uniunea Sovietică. Itemul 2 descrie procesul istoric. Fiți atenți, vorbim de procesul istoric, adică vorbim despre războiul rece. Proces este
acel moment istoric care durează o perioadă mare de timp, războiul rece, considerăm că începe după al doilea război mondial și are o durată practic lungă până la 1991, când dispare Uniunea Sovietică. Itemul 3 justifică utilizarea termenului cortina de fier cu referire la contextul politic descris. Deci, autorii fac trimitere la acel discurs al lui Churchill, unde vorbim despre acea cortina de fier ca o linie de separare a Europei occidentale democratice și Europei orientale comuniste. Așa, care era supusă controlul Uniunii Sovietice și de aici vedem chiar și în sursă se referă la influența Uniunii Sovietice, destul de strânsă, controlul strâns din partea Uniunii Sovietice. Deci ăsta este și acel context când URSS instaurează controlul său absolut asupra statelor cu regimuri comuniste. Itemul 4 formulează o cauză. De ce se confruntă SUA și URSS? Deci, pe de o parte, Statele Unite ale Americii vedeau foarte bine că Uniunea Sovietică își impune controlul său asupra statelor eliberate de ea la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și, practic, aici, cu mâinile sale și sub controlul său strict, instaurează acele democrații populare, adică copii ale Uniunii Sovietice, și e absolut clar că acest lucru, pe fostul aliat al URSS în al doilea război mondial, nu putea să nu ne mulțumească. Itemul 5. Folosim sursele C și D, cunoștințele obținute anterior, pentru a descoperi formele de manifestare a războiului rece. Și ne uităm atent și avem de formulat două argumente, respectiv pentru fiecare argument, câte două puncte. Și noi trebuie să căutăm în aceste surse aceste argumente. Dacă ne referim la sursa C, vedem că războiul rece se referă la starea de tensiune, ostilitate, competiție, conflict. Și dacă ne referim la competiție, ostilitate, ne referim și totodată la relațiile cele foarte încordate dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, când are loc goana înarmărilor, competiția militară dintre aceste două state. Alt moment care tot aici îl vedem este divizarea Europei între Est și Vest, care sunt separate anume prin această cortină de fier, dar cea mai simbolică manifestare a fost divizarea Germaniei și a Berlinului. Și atât anume divizarea Germaniei în RFG, Stat Democratic și RDG, Republica Democrată Germană, se numește democrată, dar știm foarte bine că aici avem un regim comunist la putere și a fost simbol al războiului rece, divizarea Germaniei, iar zidul berlinez, un alt simbol al războiului rece aici pe continentul european. În felul acesta, două argumente, eu v-am propus chiar mai multe, ne referim la relațiile încordate sovieto-americane, ne referim la goana înarmărilor, divizarea Europei și argumentăm mai departe ideile. Itemul 6. Facem legătură. Să fiți foarte atenți, astfel de item se regăsește destul de des. Identifică în reperele cronologice două evenimente care justifică confruntarea între SUA și URSS. Deci trebuie să facem legătură dintre reperele cronologice și acele momente prin care se manifestă războiul rece. Dar ne interesează, pe autorii vă interesează, ca voi să vă referiți anume la domeniul economic și la domeniul militar. Deci acest răspuns la acest item, noi trebuie să căutăm aici în reperele cronologice. Și chiar din start, noi observăm, la 1947, este elaborat planul Marshall. De ce planul Marshall îl privim ca o confruntare economică? Fiindcă chiar și în manuale aveți acea hartă care scoate în evidență că de planul Marshall s-au putut folosi numai statele din Europa Occidentală.
URSS a interzis statelor comuniste să se folosească de acest plan Marshall. Și un alt argument, dacă ne referim la confruntare economică, este crearea CAIR-ului, acel Consiliu de Ajutor Economic Reciproc, o organizație economică a statelor comuniste, prin intermediul cărora URSS foarte bine controla economia statelor comuniste, dirija, își impunea ideile, concepțiile sale, principiile sale, procesul de colectivizare, practic vă știți foarte bine și v-am accentuat nu numai o dată. Tot ce a fost în RSSM, URSS a fost în toate statele cu regimurile comuniste. Deci a fost așa un specific. Dacă ne referim la confruntarea militară, aici avem iarăși mai multe exemple putem să aducem. Fie că ne referim la crearea organizației Tratatul Atlanticului de Nord, NATO, putem să facem trimitere și la blocul organizației Tratatului de la Varșovia. Deci se creează două blocuri, unde fiecare tabără își are propriul său bloc militar. În acel timp, putem să ne referim și la criza din Caraibe, războiul din Afganistan, războiul din Vietnam, fiindcă și aceste războaie și aceste războaie, dacă ne referim la ultimele două, aici s-au confruntat nu numai popoarele din aceste state, dar o parte era ajutată de Statele Unite ale Americii, de partea cealaltă primeau ajutor din partea Uniunii Sovietice. Iar criza din Marea Caraibelor, știți prea bine că este punctul culminant al războiului rece, când lumea practic s-a trezit în pragul unui nou război mondial și numai luciditatea liderilor de state de atunci a oprit această confruntare și nu a permis izbucnirea unui nou război mondial, după care începe așa numita perioada de stingeri. Deci, v-am dat opțiuni pentru de confruntare economică, pentru confruntarea militară și iarăși trebuie să ajungem să ne expunem concluziile referitor la conflictele dintre SUA și URSS a influențat relațiile internaționale interbelice. Deci e formulat în formă de întrebare. Deci, în primul rând, voi dați răspunsul la întrebare și eu cred că o să spuneți că da, dar eu știu ce o să credeți voi. După care, câte două puncte pentru fiecare argument. Deci, este răspunsul deschis. Variante de argumente la această sarcină sunt foarte multe. Dar ideea care este? Că, într-adevăr, lumea a fost influențată foarte mult de conflictul și contrapunerea acestor două state. Noi vorbim despre încordarea relațiilor internaționale, despre promovarea dușmăniei dintre aceste două state. Deci, suspiciune, neîncredere. Între aceste două blocuri, două tabere, două state, nu existau niciun fel de legături, mai ales în prima etapă a războiului rece. După dezghețul, deci după 1963 încoace relațiile puțin se mai îmbunătățește, să treci de o parte de alta a cortinei de fer, există anumite posibilități. Totodată vorbim și, dacă ne referim la alte domenii, are de suferit economia statelor, fiindcă în loc să îmbunătățească, să dezvolte economia, să îmbunătățească condițiile de viață ale oamenilor, finanțele, banii, veniturile erau investite în domeniul industriei militare. Dar dacă ne referim la relațiile internaționale postbelice, într-adevăr, au fost influențate prin acea neîncredere, suspiciune, dușmănie, lipsă de relații și numeroase războaie locale. Fiți atenți, în acea perioadă au avut loc destul de multe războaie, printre care câteva le-ați găsit menționate în reperele cronologice. Eu vă mulțumesc mult, sper că lecția de astăzi v-a fost utilă, vă urez succes și exersați în continuare asupra sarcinilor propuse și din alte teste pe site-ul Agenției de Evaluare.